Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un scurt filmuleț, mereu spun scurt, dar nu știu cât de lung o să fie, despre evoluția lui Daniel până la 4 ani. Am plinit 4 anișori în data de 16 august și sunt mămici care deja mă întreabă de acest filmuleț pentru că probabil au copilaș de vârstă apropiată cu Daniel. Și am zis ok, dacă tot am plinit deja 4 anișori, este momentul să facem acest filmuleț. 4 ani, l-am măsurat, are undeva pe la 103 cm plus minus, că nu știu cât de bine am reușit să-l măsor, și 16,3 kg. Deci este un băiețel potrivit, nu este nici grăsuț, nici slăbuț. La hăinuțe deja avem 104 și mergem ușor-ușor spre 110, pentru că 104 încep să-i fie cam micuțe. Bine, acum depinde de la firmă la firmă, dar în principiu 104 deja sunt destule de mici, atunci avem deja 110. La picior a ajuns-o deja pe Melissa din urmă, aproape are 28 la picior, cred, să nu spun prostii, dar parcă așa, 27 sau 28 poartă deja la picioruș. Și despre evoluția lui, ce putem să spunem așa, de la 3 ani până la 4 ani, ce s-a schimbat? El a avut Pampers mult după ce a împlinit 3 anișori, a avut chiar până la 3 ani și 8 luni, dacă nu mă înșel, ceva de genul acesta. A fost mai mult dorința mea de a lăsa cu Pampers în continuare, deși pentru treaba mare deja spunea de mult timp că are nevoie să meargă la toaletă și nu mai făceam Pampers, dar pentru pipi i-am lăsat Pampers-ul și mai ales pentru că mi se părea mie că îi mai protejează zona intimă. Mai ales că se tot cocoța, se tot lovea, nu prea era atent și atunci l-am lăsat cu Pampers destul de mult. Iar în momentul în care am zis, ok, gata, este suficient, am vorbit cu el, zic, ești deja băiat mare, trebuie să renunțăm la Pampers. Nu pot să spun că am avut succes din prima. Au durat așa vreo 2-3 zile în care se mai scăpa pe el, până a înțeles că nu mai are Pampers. Cred că era vorba mai mult de obișnuință, pentru că el oricum nu era atent. Eu îl mai întrebam destul de des, trebuie să faci pipi, nu trebuie să faci pipi, și îl puneam să facă. Dar el, dacă se lua cu joacă și așa, el credea probabil în continuare că are Pampers și atunci se mai scăpa la început, în primele zile, după care a fost în regulă. Când, în primele săptămâni, când mai mergeam pe undeva, îi mai puneam noaptea, pentru să zic așa, vreo lună de zile am mai pus noaptea, dar deja se trezea din ce în ce mai des cu el uscat, adică deja se trezea cu el uscat, dar totuși, dacă nu dormeam în patul nostru, preferam să-i pun Pampers, pentru că, deși n-am pus cutecele și așa, Pampersul mi s-a părut mai sigur să nu avem probleme pe unde ne plimbam. Dar pot să spun că am scăpat destul de repede de Pampers și noaptea, deși nu mă așteptam, mai ales în primele zile când vedeam că nu prea avem succes și că nu e atent, mă gândeam, zic, dacă ziua nu e atent, zic, noaptea ce să-i mai cer. Dar nu, chiar a fost ok și mi s-a părut așa foarte interesant că și Melissa colabora și dacă se trezeau dimineața înaintea noastră, Melissa oricum se trezea și se duce singură la baie, face pișul, se spală pe dinți și ce mai făcea și atunci îl întreba și pe Daniel, trebuie să faci tu pipi? Și îl ajuta așa să nu mai aibă mici accidente. Da, am scăpat destul de repede. Undeva pe la 3 ani și jumătate am avut și o mică operație de hidrocel. Nu o să intru foarte mult în detalii pentru că am făcut un filmuleț despre acest subiect, îl găsiți la mine pe canal. Am vorbit atunci exact despre ce era vorba, cum a decurs operația, recuperarea și așa mai departe, așa că dacă vreți să vedeți mai multe despre acest subiect, găsiți filmulețul la mine pe canal. A fost așa un hop,
și pentru el și mai mult pentru mine această mică intervenție, dar am constatat încă o dată că este un băiat mare, curajos și a colaborat foarte bine la spital. A început să vorbească din ce în ce mai bine, deși pot să spun că undeva după 3 ani, deci practic de la 3 la 4 ani, și-a dat drumul mai bine la vorbire. Înainte spunea așa cuvinte, dar și alea stălcite, și acum vorbește din ce în ce mai bine și mai mult. Încă mai sunt litere pe care nu poate să le pronunță, de exemplu S-ul nu-l pronunță, este un fel de Ș sau Ț, dar nu prea e S. Și R nu poate încă să pronunțe, însă asta probabil va veni pe parcurs. Dar, per total, se observă o evoluție a limbajului și în materie de cuvinte, de număr de cuvinte folosit, îi se îmbogățește vocabularul tot mai mult cu fiecare zi ce trece, dar și cuvinte pe care le stâlcea la început, începe să le pronunțe el singur din ce în ce mai bine. Adică acolo unde mai mânca câte o literă sau nu o pronunța cum trebuie sau a început să se corecteze singur și să-și îmbunătățească limbajul. Și noi îl corectam, clar, atunci când făcea greșeli mai mari, dar nu puteam să stăm acum la fiecare literă sau la fiecare silabă pronunțată greșit să stăm pe capul lui să se corecteze. Dar, ușor, ușor, în timp a început el singur el așa să pronunțe corect cuvintele pe care înainte nu le pronunța chiar atât de bine. Și un lucru care ne-a surprins cumva și ne-a și amuzat în același timp, de când am venit în România, a început să vorbească tot mai multe cuvinte în germană. Bine, asta din cauza că și Melissa, când se joacă cu el, se joacă mai mult în germană, ca să-i spună, adică folosește foarte multe cuvinte în germană și vorbește mult în germană. Se uită și la desene animate cu Melissa tot în germană, pentru că dacă Melissa are de ales între română și germană, o să aleagă germana de 100 de ori și atunci Daniel se conformează. Dar a început el să, așa, vorbește și la un moment dat mai trântește câte o expresie în germană sau câte un cuvânt și, da, vorbește așa germană. Tot în perioada asta, așa, de la 3 la 4 ani a fost la grădiniță până să înceapă așa toată nebunia cu pandemia. A mers, de fapt nebunia cu pandemia începuse, dar se așezaseră puțin lucrurile și s-au făcut așa mai multe grupe la grădiniță și a început și Daniel să meargă din nou la grădiniță, pentru că a mers și înainte de 3 ani și a mers și în perioada asta 3-4 ani, a mers o perioadă destul de scurtă la grădiniță. Și mi-a părut așa rău, pentru că a început să se-i placă și să se acomodeze și după aceea s-au închis iarăși grădinițele, dar perioada în care a fost la grădiniță a fost una foarte frumoasă pentru el, despre care vorbește și acum cu drag. Și avem un biblioraft cu amintiri de la grădiniță și îl răsfoiește și îmi povestește la fiecare poză ce făcea acolo, ce se juca și așa mai departe, dar cel mai bine să vi-l arăt puțin, nu-i așa? Acesta este biblioraftul lui de la grădiniță. Nu a apucat să strângă foarte multe, că dacă n-a mers prea mult la grădiniță nu are așa multe chestii. Cum să țin să vedeți bine, aici este poza pe care o avea la locul lui la grădiniță și aici sunt poze din ultima zi de grădiniță, când el și Melissa și-au luat rămas bun de la copilașii de acolo de la grădiniță și au primit și câte un cadou simbolic. Dar îi place așa foarte mult să se uite la aceste poze și în povestea ce se juca și ce făcea. Aici, de exemplu, tot stătea în nisip și se juca. Aici mânca struguri la grădiniță, adică are aici câteva amintiri așa drăguțe cu educatoarea când se jucau împreună și asta e din prima zi de grădiniță. Da, și îi plac foarte mult aceste poze, aceste amintiri, le răsfoim cu drag și chiar a avut și o evaluare făcută de către educatoarea lui în data de 14 octombrie, deci după ce am plinit
3 ani, deci în perioada asta de la 3 la 4 ani, octombrie 2020, clar, și a luat note foarte bune la dezvoltare socială și dezvoltare emoțională, adică se juca foarte frumos cu ceilalți copii și era foarte empatic și se simțea așa foarte bine înconjurat de alți copii. Practic tot ce trebuia să facă până la vârsta lui făcea. Singurul minus al lui era vorbitul, limbajul. Era și din cauza că nu înțelegea foarte bine germană, dar nu vorbea el în general. Și asta spun că se vede o foarte mare evoluție pe parte de limbaj. Și bineînțeles că ne dorim să meargă din toamnă din nou la grădiniță. În rest, așa, el se joacă foarte mult și singur. Se joacă foarte mult și cu Melissa. Melissa este liderul, ea vine cu idei și el acceptă cam tot ce propune Melissa. Mai are câteodată și el așa câte o idee și acceptă și Melissa să se joace ce vrea el să se joace. Cu Felix nu pot să spun că are așa mari tangențe. Mai sunt momente rare în care se joacă frumos împreună, dar de obicei se ciondănesc pe jucării, mai ales că Felix nu înțelege regulile lui Daniel și atunci Daniel se supără. Se joacă foarte mult și are așa o pasiune deosebită pentru mașinile acelea cu roți mari, Master Truck. Are deja destul de multe în colecția lui și tot mai vrea și ar mai vrea, le-ar vrea pe toate, îi plac foarte, foarte mult. Și are așa jocuri complete pentru acele Master Truck ca să le lanseze, să le arunce, să facă tot felul de chestii și la televizor îmi cere câteodată să-i pun desene sau filmulețe tot cu Monster Truck, deci m-am spus, a dezvoltat așa o pasiune deosebită pentru aceste mașinuțe, dar se joacă cu Melissa așa, cu Playmobil, se joacă cu popușile cu Melissa, adică orice, dacă ies, îl invită Melissa la vreun joc, el de cele mai multe ori acceptă. Îi place foarte mult să se plimbe cu bicicleta, deja a început să meargă cu bicicleta, până acum mergea mai mult cu bicicleta aceea fără pedale, însă a început de vara aceasta să meargă și cu bicicleta cu pedale și cu roți ajutătoare, dar ia destul de bine virajele, adică se descurcă destul de bine pe bicicletă. În rest, așa, despre el, de mâncat mănâncă destul de bine și mănâncă foarte multă, adică nu foarte multă carne, dar așa, în general, caută carnea în mâncare, adică dacă e o supă de perișoare sau ceva așa, să fie cu cărniță. Îi place foarte mult carnea, aș putea spune, dar mănâncă cam din toate grupele de alimente. Nu îi place sau abia a început așa să mănânce puțin cașcaval, mozzarella a început să mănânce, dar așa alte brânzeturi și cașcavaluri și așa nu prea, încă nu s-a împrietenit cu ele. Nu îi place în continuare laptele dulce, deci se face rău de la lapte dulce și de la miros. Deci gândiți-vă că mi-am încălzit eu lapte ca să-mi fac cereale și lui de la miros îi venea să vomite, deci atât de mult urăște laptele dulce, dar în schimb mănâncă iaurturi, bea lapte bătut, chefir, sana, tot. Deci astea îi plac, dar laptele dulce în niciun caz. Și dimineața când îi mai fac terci, când le mai fac terci, lui trebuie să-i fac neapărat cu apă terciul. Altceva așa, ce aș mai putea să spun, doarme la el în cameră, doarme noaptea foarte bine, rar se mai trezește odată, așa poate să bea apă și am observat că adorme din ce în ce mai des și singur și noaptea, adică nu mai trebuie să stăm lângă el, maxim poate stăm lângă Felix, dar el așa nu prea mai are nevoie să stăm lângă el și când se trezește, vine la noi în cameră să ce stă, nu-și găsește locul și singur, de bună voie, se duce și se bagă în pat, în patul lui și doarme mai departe. Încă mai are un somn la prânz. Foarte rar se întâmplă să sară, să sărim peste somnul de amiază dacă suntem plecați de acasă, dar de obicei recuperează în mașină. Dar așa să zic, poate un somn din 10 dacă îl ratează la prânz, dar în general doarme și doarme destul de bine, doarme o oră jumate, 2 ore, uneori și 3 ore doarme la prânz.
Mie îmi place pentru că se odihnește și atunci când se trezește este mai bine dispus și se joacă mai frumos. În rest, am început așa să mai desenăm, să mai colorăm cumva așa, să își mai miște și el mănuța. Nu prea are răbdare, se plictisește, face ce face, dar e așa, se supără că nu iese așa cum ar trebui și atunci începe să-i fie foame, să-i fie sete, să-și găsească altceva de făcut, numai să nu mai trebuiască să facă acolo ce facem. Dar face așa, să zic, 15-20 de minute reușesc să-l conving să stea la masă și să coloreze, să deseneze, să decupeze sau să facem așa diverse activități. Uneori mai are așa momente în care este destul de agresiv, aș putea spune, adică așa e foarte, parcă e așa într-o stare de defensivă, să nu ia nimeni jucăriile, să nu-i strice ceva, să nu-i facă ceva și câteodată reacționează așa, mai ales la oboseală, dacă vine Felix și ia câte o mașinuță, atunci se supără și nu prea îi place să împartă, dar în schimb are și momente așa când este foarte darnic și în general cu mâncare este foarte darnic, dacă vede câte un copilaș mai mic pe undeva, imediat să-l servească cu ce mănâncă, adică așa este foarte darnic și jucăriile le împrumută celorlalți copii, doar lui Felix nu prea vrea să-i le dea. Dar cu ceilalți copii împarte și se joacă mai frumos, cu Felix are momente și momente. În mare parte, cam asta ar fi așa pe scurt, mai pe lung, despre evoluția lui Daniel. Dacă am omis ceva sau dacă aveți alte întrebări, vă rog să mi le lăsați în comentarii și o să încerc să răspund la ele. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa! Today and not tomorrow.